Mată, care vor fi audiați astăzi. Ce crezi că vor spune? Nu pot să comentez absolut nimic. Ce relație vă miște cu acest? Nu pot să comentez absolut nimic. Cu ce gânduri astăzi? Cu cele mai bune gânduri. Astăzi, rudele Alexandrei au susținut în fața judecătorului varianta cântăreței, că n-au existat sentimente între ea și impresar și că buna înțelegere între Alexandra Stan și Prodan a fost doar o amintire veche de demult. Sora Alexandrei a spus judecătorului că solista n-a avut nicio idilă cu Marcel Prodan, că nu primea bani de la impresarul ei. Episoadele de certuri și scandaluri erau frecvente și toate porneau de la bani. Tot astăzi, instanța l-a audiat pe Cristian Gubauceanu, vărul Alexandrei Stan. Mărturia lui a produs rumoare în sală când a sugerat că impresarul Alexandrei fuma neobișnuite. Știu că aveau certuri din cauza banilor. A fost o ceartă între cei doi în care ea a și leșinat. Odată l-am surprins pe Marcel Prodan fumând țigări cu miros ca de busuioc, de iarbă, a declarat Cristian Gubauceanu, vărul Alexandrei Stan. Cum a decurs termenul de astăzi? Foarte bine. Este adevărat că Marcel consuma substanțe halucinogene? Nu pot să comentez. L-ai văzut vreodată? Ce știi legat de acest lucru? Nu pot decât să vă urez o zi bună. Vasile Marcel Prodan, managerul Alexandrei Stan, a fost trimis în judecată pe data de 23 februarie, cauza fiind trimisă spre soluționare judecătoriei Constanța. Amintim că în 2013 Alexandra Stan a declarat că a fost bătută de Marcel Prodan. Cântăreața ar fi fost salvată de un echipaj al serviciului rutier Constanța. De partea cealaltă, Marcel Prodan spune că nu a agresat-o pe cântăreață. Următorul termen de judecat a fost fixat pe 5 noiembrie. Atunci vor fi citați polițiștii de la rutieră care au aplanat scandalul pe șosea.